Este încă un transport pe care îl primim în decursul a unui an și jumătate. Din ce știu eu, sunt peste 10 tiruri venite în ultimul an și jumătate, cu mobilier, cu aparatură, cu saltele, cu husă impermeabilă pentru toate cele trei staționare. În acest transport am paturi care se pliază, măsuțe pentru tratament, atât de necesare tuturor secțiilor, mai ales secțiilor chirurgicale pentru pansamente. Avem canapele de consultație cu telecomandă care se ridică și se coboară. Deci este un proiect pe care noi l-am demarat la începutul anului trecut, împreună cu doamna manager și directorul medical de la acea vreme, pentru a veni în sprijinul pacienților în primul rând și în al doilea rând în sprijinul colegilor mei care merită să lucreze în condiții decente și pacienții la fel, să beneficieze de tot ce este mai bun. Știu că ar trebui să fie și mai bine, dar din păcate atât ne putem permite și sper că pe viitor să fie lucrurile și mai bune De unde pentru vine ei. acest proiect? Din Germania. Este un parteneriat cu Avem asociația. un parteneriat pe care noi v-am spus că l-am încheiat anul trecut cu asociația Roundtable din Germania. Dânșine cadorisesc cam la o lună, două, Și cel câte mai un mult tir. câștigat cu acest proiect? Oh, foarte multe Pe un număr scaune. de secții? Scaune pentru pacienți cu roți, scaune, toaletă pentru pacienți, pentru că nu avem izolatoarele care ar trebui să existe în cadrul fiecarei secții. V-am spus, paturi, noptiere, mobilier pentru spital, saltele cu husă impermeabilă, scaune, măsuțe pentru saloane, cam tot ce Pe ar toate trebui. secțiile? Da, am mobilat staționarul 3, am trecut la staționarul 2 și acum aducem și colegilor de la staționarul 1. Cu mare drag. Reprezentați? Eu, Pasărea Dina, și reprezint Cui Devis. Este o asociație, noi avem sediul în Caransebeș. Ați ajutat spitalul ce pentru așa cum Mai spitalul mult este? Camelia Georgescu, prietena Dar mea, totuși. dar totuși. Eu sunt aici, ea este acolo și când ne unim, atunci ea trimite de acolo aici și aici mă ocup eu mai Acolo. departe, în Germania, că este convoluționat din Germania. Ok, de ce v-ați implicat să ajutați spitalul din Reșița? Care nevoie, dar nu știe toată lumea. Doar unii știu. Are mare nevoie, deși toată lumea, chiar și cei de aici, spun că tot ce este și toate sunt niște gunoaie. Tocmai am auzit asta și nu este foarte ok să se transmită mesajul acesta. Mesajul corect ar fi? Ar fi, vă rog să vă uitați și chiar să filmați și să vedeți ce paturi vin din Germania, ce lucruri vin din Germania, nu sunt gunoaie. Și cred că sunt mult, mult mai bune decât ce este în acest moment. Și măcar este ceva. Mulțumim! Suntem la al 8-lea tir. Venim de 7 ani aici și sper că într-un târziu o să reușim să facem să fie cât de cât omenește ce vrem noi de fapt să realizăm. Lucrurile nu sunt noi, dar sunt încă bune și sperăm că le folosesc oamenilor. Aducem dezinfectant și medicamente și ce ați văzut, paturi, saltele și alte necesități. De ce v-ați implicat? Dana Tulbur este prietena mea. Ne cunoaștem din clasa 1 și am rămas prietene și de câte ori are nevoie și plânge și se vaită, mă sună și eu încerc să o ajut. Băieții sunt, scrie și pe ea, Freund de Helfen Convoy. Noi suntem aia care aducem pachetele de Crăciun la copii, dacă le știți, cutiile alea de pantofi. Și cu ocazia asta adunăm donații și mai facem și câte un transport umanitar. Când nu suntem în Ucraina, suntem la Dana Tulbure. Și în rest, noi facem tot în timpul liber. Deci asta este, de fapt, weekend la noi și de mâine ne întoarcem toți la muncă. În Germania, eu vin de la Bielefeld și ei sunt de prin... Deci de unde se găsesc voluntari? Și astea sunt toate din donații. Deci donațiile care apar de la spitale, azile de bătrâni, noi încercăm să le aducem când putem aici, pentru că aici sunt nevoi mari. Am fost la 2, am fost la 3 și acum suntem iarăși la staționarul 1. Și ne bucurăm să vă vedem sănătoși. Numele complet și... Nicoleta Vulacu mă numesc. Și ei sunt Peter și Dirk. Ok, și
reprezentați asociația? Nu, deci noi suntem prieteni și voluntari, cum ar fi. Reșițeancă plecată de 34 de ani.